iar casa s-a făcut de mireasă a Domnului. Dar Iuda Iscariotea, unul dintre ucenicii lui, care avea să-l vândă, a zis: pentru ce nu s-a făcut mie acesta cu 300 de dinari și să-i fundați săracilor? Însă el a zis: aceasta nu pentru că era grijă de săraci, ci pentru că era furt și a avut cu punga luat din ce se punea în ea. A zis deci Iisus: las-o, că pentru ziua apropării mele l-a păstrat. Că pe săraci totdeauna i-a aveți cu voi, dar pe mine nu m-a aveți totdeauna. Deci mulțime mare de iudei au aflat că este acolo și au venit nu numai pentru Iisus, ci să vadă și pe Lazar, pe care îl viață din morți. Și s-au sfătuit achierii ca și pe Lazar să o moare. Căci din pricina lui, mulți dintre iudei mergeau și credeau în Iisus. A doua zi, mulțimea cea mare care se adunase la sărbătoare, auzind că Iisus vine în Ierusalim, a luat ramă de Filip și a ieșit în întâmpinarea lui și striga: Hosana, binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului, Împăratul lui Israel. Și Iisus, găsind un asil tânăr, așezut pe el, precum este scris: nu te teme, fica Sionului, iată Împăratul tău vine șezând pe cursul asilei. Acestea nu le-au înțeles ucenicii lui la început, dar când s-a preaslăvit Iisus, atunci au adus aminte că acestea erau scrise despre el și că acestea erau în lui. Așadar, dădea mărturie mulțimea care era cu el când l-a strigat pe Lazar din mormânt și l-a înviat din morți. De aceea, l-a și întâmpinat mulțimea, pentru că au zise că el a văzut minunea aceasta. Pace ție celui ce ne-a vestit și Duhului tău, Părinte.
curoasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcate. Dumnezeu, într-un părăția sa.
să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-un Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul dar Tatăl s-a născut mai înainte toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat,
născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-a făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de al Duhul Sfânt și Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. S-a înălțat la ceruri și șadă de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vie cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purgede, celea ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit ca a grei din proroci. Într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum botesc cu iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Thank you.
duminica florilor sau stăpânilor, așa cum face voi această sărbătoare. Este primul praznic cu dată schimbătoare din cursul anului bisericesc. În cursul anului bisericesc avem praznice împărătești cu dată fixă și praznice împărătești cu dată schimbătoare. Așa cum cunoaștem, anul bisericesc începe la 1 septembrie. Iar duminica intrării în Ierusalim, intrării Domnului nostru Iisus Hristos în Ierusalim, este primul dintre praznicele cu dată schimbătoare. Așa cum cunoaștem, este strâns legat la această zi de sărbătoarea Învierii Domnului, la Paștele Lui, care este de asemenea un praznic împărătesc cu dată schimbătoare, cel mai mare praznic al creștinilor din lumea noastră. Sărbătoarea aceasta poartă numele de Florin, pentru că primăvara, Imperiul Roman, care stăpânea în vremea aceea poporul evreu, era această sărbătoare închinată florilor. Și de aceea s-a păstrat și această denumire. Însă, esența duhovnicească a acestei sărbători este strâns legată de aspecte care țin de taina mântuirii neamului creștinesc. Taina mântuirii neamului creștinesc care se împlinește în taina crucii și în taina învierii Domnului nostru Iisus Hristos din morți. Sărbătoarea aceasta deosebită, triumfală, așa cum s-a petrecut în urmă cu 2000 de ani în Ierusalim, pământesc, în Țara Sfântă, sărbătoarea aceasta însă este o sărbătoare a bucuriei, nu pentru că este primă. Argumentul de plin al bucuriei celor care l-au îndeplinat pe Mântuitorul Iisus Hristos, uranul de plin, cu flori, adulți și copii, este strâns legat de minunea Învierii lui Lazar. Minunea Învierii lui Lazar, cel mort de 4 zile. Aceasta este esența bucuriei poporului care îl întâmpină pe Mântuitorul Iisus Hristos cu ramul de nimic, strigând Hosana în cei de sus, cel ce vine în aș vrea să vedem că Mântuitorul Iisus Hristos a venit în lumea aceasta din iubire față de oameni. Iubire față de oameni, față de oameni din toate timpul. Pentru că și noi cei de astăzi suntem martori ai Învierii sale. Este credința care ne animă, este garanția că viața noastră nu se termină aici pe Pământ, ci continuă în Împărăția Cerului. Cu toții ați venit astăzi la biserică, aducând la Sfântul altar, ramuri de sarcie, flori sau ramuri de vin. Acestea simbolizează toate, dincolo de frumusețea florilor, simbolizează buchetul duhovnicesc pe care fiecare dintre noi l-a adunat în această perioadă a postului. Pentru că postul celor 40 de zile s-a încheiat vineri. Sâmbătă, ieri adică, sâmbătă lunază și astăzi duminică, ne aflăm ca zile de trecere către o perioadă cu totul deosebită, o perioadă mistică, o perioadă de meditație duhovnicească, în care sunt
luați fiecare dintre noi, să căutăm mai mult în taina sufletului, să căutăm să înțelegem taina Cuvântului Lui Dumnezeu și să nu privim acest eveniment al Învierii Domnului doar ca un eveniment istoric petrecut în urmă cu 2000 de ani, pe care noi astăzi îl sărbătorim doar pentru aducerea Lui Dumnezeu. Învierea Lui Hristos, fiți credincioși, este taina noastră. Este taina noastră personală. Este esența credinței noastre. Este ceea ce ne alimă dragostea și nădejdea. Credința, nădejdea și dragostea sunt cele trei virtuți care trebuie să ne călăuzească pași în fiecare zi. Iar această taină a Învierii Lui Hristos nu trebuie privit ca ceva care s-a întâmplat sau ca ceva care este în afara noastră, ci taina crucii și taina Învierii reprezintă o înțelegere a noastră personală și o asumare a acestei taine crucii de către fiecare dintre noi. Nu vom putea niciodată înțelege bucuria Învierii Lui Hristos dacă nu vom înțelege și taina crucii, dacă nu vom înțelege jertfa, dacă nu vom înțelege și nu vom fi părtași la această jertfă a Mântuitorului Iisus Hristos, fiecare dintre noi, printr-o căutare mistică, printr-o căutare duhovnicească și mai ales printr-o schimbare a minții noastre, adică printr-o pocăință a noastră. Pocăința este cea care ne schimbă modul de a vedea și de a înțelege viața cotidiană. Suferința care există, răutatea care există, egoismul care există, nu se pot vindeca decât înțelegând taina crucii. Pentru că Mântuitorul Iisus Hristos, omul fără de păcat, pentru că este omul Dumnezeu, nu există om fără de păcat. De aceea, Domnul voi ca Dumnezeu însuși să se întrupeze, să-și însușească firea omenească, să pătimească, să-și jertfească pe cruce, să moară și să învieze pentru iubirea față de noi și pentru mântuirea noastră din sfârșit. Ziua de astăzi este o zi a bucuriei, pentru că am adunat în sufletul nostru bucurie duhovnicească. Am postit 40 de zile, ne-am rugat mai mult, am făcut milostenie mai multă, ne-am mărturisit păcatele și prin această mărturisire nu am făcut doar o enumerare a greșelilor pe care noi le-am făcut, ci am venit cu conștiința și cu rugăciunea sinceră în fața Lui Dumnezeu, că vom putea să nu mai repetăm aceste greșeli și cerem pentru asta ajutorul ca să ne lumineze și să ne înțelețească mintea, ca gândurile noastre să fie totdeauna însoțite de binecuvântarea Lui Dumnezeu, de blândețea Lui și de iubirea Lui. Și de aceea, așa cum am spus, postul celor 40 de zile adună în inima noastră această bucurie valoată de duhovnicești. Pentru aceasta suntem astăzi aici, să ne întâlnim pe Domnul nostru Iisus Hristos și noi, asemenea celor de acum 2000 de ani, cu ramuri de temic, cu ramuri de sarcie și cu flori, cu gândul că ceea ce ținem în mâini, cu ceea ce plecăm din biserică, după ce vom binecuvânta și în discuția aceste ramuri de sarcie și de temic, fiecare dintre noi va merge în casa lui și va aduce această bucurie duhovnicească, simbolizată, așa cum am spus, de frumusețea florilor. Revenind la motivul principal pentru care mulțimea a întâmpinat pe Mântuitorul Iisus Hristos, vreau să înțelegem că ceea ce a sfârșit Mântuitorul acum 2000 de ani, regulază bucurie pentru lui, a schimbat percepția oamenilor din vremea aceea. Minunea s-a sfârșit în Betania, în casa Martei, Mariei,
și al lui Lazar, care erau toți trei frați. Prietele Mântuitorului Iisus Hristos, în care Mântuitorul obosea de multe ori și unde rămânea de multe ori la masă, în casa lor. Vestea că Lazar a adormit a fost o veste care nu a lăsat fără ecou pe cei care erau aproape de el. Și de aceea ucenicii spun Mântuitorul Iisus Hristos că Lazar a adormit. Nu i-a spus că a adormit, ci că a adormit. Pentru că atunci când cineva este bolnav și reușește să adoarmă sau începe să mănânce, să se hidrateze, este un semn bun că este spre vindecare. Însă, aici este vorba despre adormirea Domnului. Și de aceea, noi astăzi folosim în Sfânta Biserică sintagma de a dormi în Domnul. Pentru că Domnul nu muri. Pentru că vom învia. Moartea a fost biruită prin învierea Lui. Iar când ești adormit în Domnul, de fapt, ești într-o așteptare a învierii cea de obște, care se va adopta la sfârșit cu darea de Domnul. Având această veste în Mântuitorul Iisus Hristos, vine în casa Martei și Mariei, care îl întâmpină cu lacrimi în ochi, spunând că fratele lor, prietenul Domnului nostru Iisus Hristos, a adormit. Iar Mântuitorul Iisus Hristos se întreabă unde este. Și l-au dus la pământ. Și când au ajuns la pământul lui Lazar, Mântuitorul Iisus Hristos i-a spus să ia o parte piatră care era pusă peste mormânt. Așa cum se înmormântau cei din poporul evreu și cum se fac la mormântările și astăzi. Înmormântarea aia se face unul singur într-un mormânt. Nu se înmormântează mai multe persoane în același mormânt. Și a spus să prăbălească piatra. Însă i-a spus, cum, Doamne, să dăm piatra la ta? Pentru că este mort de 4 zile și a intrat în putrefacție. Să înțelegem că în Țara Sfântă are o climă mediteraneană, unde temperaturile sunt foarte limitate în general. Iar Mântuitorul Iisus Hristos a insistat și a spus să prăbălească, să dea o parte piatra de la ușa mormântului. Și când au făcut aceasta, Mântuitorul Iisus Hristos s-a rugat și a spus, Părinte, îți mulțumesc. Și apoi la ce vorbează. Asta ne învață pe noi credincioși că primul gând al nostru către Dumnezeu trebuie să fie un gând de mulțumire. Trebuie să fie o rugăciune de mulțumire pentru ceea ce Dumnezeu ne-a dat, ne dă și ne va da. Așa trebuie să începem de fiecare dată rugăciunea noastră către Dumnezeu. O rugăciune de mulțumire. Noi, de obicei, nu facem așa. Venim și cer. Sau venim doar când avem nevoie. Și după ce primim sau se rezolvă problema pentru care am venit, uităm să mai venim să aducem mulțumire lui Dumnezeu pentru dragostea răbătării lăsată asupra noastră. Pentru Mântuitorul Iisus Hristos, tocmai aceasta ne lasă. Că mai întâi trebuie să fie și a spus Lazar de prima afară și Lazar a ieșit din mormânt. Această minune extraordinară a produs un mesaj foarte puternic între oameni. Este cea de-a treia minune pe care Mântuitorul Iisus Hristos o sfârșește. Dar este cea mai mare putere. A înviat Fiul Vădurei de Mai, a înviat-o pe Mica, pe Fiul Vădurei de Mai, a înviat-o pe
mesaj pe fiica lui Elie. Ieri atunci văd vicerii de ieri, fiul văd o din aici și pe nasă ce nu vrea să această minune a produs un mesaj foarte puternic în tot Ierusalimul care era aproape de Betania. Și mesajul acesta a dus la întâmpinarea lui Domnul Iisus Hristos, la primirea lui de lucrare verificată în Ierusalimului cu o salată, ca să înțelegem în contextul istoric cum s-a derulat și de ce au ajuns oamenii să primească pentru Domnul Iisus Hristos cu ramul de finic strigând o salată. Mântuitorul Iisus Hristos intră în cetatea Ierusalimului pe un mânz, pe un asin. Asemenea unui rege, asemenea unui împărat. Pentru că, așa cum s-a întâmplat de la auditoriu, dar nu vine pe un cal, pentru că așa cum știm în cavalerie, calul este un animal de lupt, el este antrenat, este pregătit pentru a face față luptelor. Așa era autoritatea. Însă, Mântuitorul Iisus Hristos vine pe mânzul la sine. Pe un mânz pe care nu mai știu să se prime, de aceea se spune mânzul la sine, și era anume pregătit. De aceea, ucenicii au fost primiți la cineva anume să aducă acest mânz și luându-l, ca să spun Mântuitorul Iisus Hristos, dacă vă va întreba gazda ceva, se spune că este pentru Domnul. Și el va lăsa să vă lucreze de gazda să vă lăsa. Deci, iată că aducând acest mânz al asinului, pe care Mântuitorul Iisus ședea, înțelegem că Mântuitorul Iisus Hristos intră în cetatea Ierusalimului ca un domn al păcii, nu ca un război. Însă, dacă vrem să înțelegem istoric contextul de atunci, ne dăm seama că această întâmpinare a Domnului nostru Iisus Hristos în cetatea Ierusalimului nu era una să se pace. Era mai ales de eliberare. Pentru că poporul evreu se afla sub stăpânirea Imperiului Roman. Și atunci, ca orice popor, își dorea eliberarea de sub această stăpânire. Și toți voiau ca să fie eliberați. Însă, egoismul fariseilor ne arată că ei nu acceptau și nu se bucurau de această posibilitate de ce? Pentru că nu era un lucru de pentru că nu era. Pentru că Mântuitorul Iisus Hristos nu era dintre ei, nu era grea din ei. Până într-acolo merge iubiți credincioși gura apărească. Încât să nu vrei să fii salvat, să vrei să fii salvat, dar să fii salvat de cineva care este acolo de tine. De aceea Mântuitorul Iisus Hristos intră ca un domn al păcii. Pentru că El nu a venit ca un domn, nu a venit să elibereze poporul evreu din sub stăpânirea romană, ci El a venit ca să elibereze pe păcătoria mentală și a morții. Doar că oamenii pierduseră mesajul acesta de eliberare de păcat și moarte. Și se raportau doar la un context biblic, doar la o situație socială. Aceasta era viziunea lor. Nu mai vedeau în sus, vedeau la orizontal, nu mai vedeau în orizontal. Gândul lor nu mai era în sus, pentru că erau compleșiți de păcatele pe care și noi astăzi suntem conștiți și nu putem, iubiți credincioși, să mai ridicăm privirea către cer și să vedem binecuvântarea lui Dumnezeu pentru noi, pentru darul pe care le-a primit și pentru darul pe care le-a luat să se cunoască. În Evanghelia noastră se vorbește despre ungerea pe care o săvârșește Maria, sora lui Lazar, mirul de mare preț, mirul de
Iar Maria, ne spune Evanghelia, a luat o lichită cu mir de lac curat, de mare preț, și a uns picioarele lui Iisus și le-a cerut sub tot în capul lui, iar casă s-a umplut de mirosul mirelui. Iar Iuda Iscariotar și-a pus problema, de ce nu s-a făcut acest mir 300 de dinari? Asta vă face o idee de valoare, dacă fusese evaluat acest mir de lac, o zi de muncă era gândit cu un dinar. Iar mirul acesta a valorat 300 de dinari. Deci era ceva de mare preț. Iubiți credincioși, acest mir de lac, cu care au fost puse picioarele lui Iisus Hristos, de la Maria, biserica a învățat să prețuiască acest mir, pentru că el a avut o semnificație a lui. El a fost această ungere a Domnului Iisus Hristos a fost făcută pentru a prefigura, pentru a realiza înainte ungerea pe care Domnului Iisus Hristos vrea să aibă parte de la timpul să poată. Dar așa că cunoaște răstignirea și moartea lui Hristos o putere zi de bine, iar vineri seara începând ziua de sabat, evrei, nu mai trebuia să rămână, nu mai putea să fie cineva blocată într-o bată de sâmbătă. Punerea lui în pământ s-a făcut trebuie, fără să se mai facă această lunge. Tocmai de aceea, Mântuitorul Iisus Hristos îi mulțumește Mariei, care a săvârșit această ungere a lui Iisus Hristos înainte de punerea lui în pământ, chiar de când ea nu primea împreună ucidea. Deci această ungere este o prefigurare a ungerii care se făcea pentru cel care a venit Domnul. Și pentru că acest mir de nat, mir de mare preț, este cel care au fost unse picioarele Domnului Iisus Hristos, el astăzi este folosit în biserică, pentru Sfințirea Sfintei Matre, sect din Sfântul Altar, care reprezintă Pământul Mântuitorului Iisus Hristos. Și tot Sfântul și Mare Mir, care se sfințește odată la foarte mulți ani, și este format, este alături multe aromate prețioase, foarte scumpe, și nu asta este ceea ce dă valoare, ci Sfințenie, slujbe, rugăciunile care se fac, pentru că tot procesul de realizare a acestui mir, sfânt și mare mir, este un proces care ține de slujbe, de rugăciuni și de multele aluate care sunt aduse din multe locuri în lumea aceasta, puse la o altă, pregătite, pierde și așa cum am spus, însoțite cu foarte multe rugăciuni. Noi, cei care suntem botezați, suntem unși cu acest Sfânt și Mare Mir după ce suntem botezați. O singură dată în viață. Acest Sfânt și Mare Mir se folosește, de aceea se cheamă taina mirungerii. Pentru că cel care este botezat, după ce este dat la numele Sfintei Trei, este uns cu Sfântul și Mare Mir, dar preotul spune atunci pe ce te-a dat la Sfântul. Deci este o pecetuire a botezului. Și după aceea, cel care este botezat, de asemenea, este împărtășit cu Duhul și Sfântul Mântuitorul Iisus Hristos. Deci o singură dată în viața noastră primim și noi această pecete a Darului Sfântului Duh, cu Sfântul și Marele Mântuitorul. Vă spuneam că viața mai folosește pentru sfințirea Sfintei Mese prin Sfântul Altar și pentru sfințirea o biserică nouă, bineînțeles, și pentru Sfințirea Sfântului Antimis, care reprezintă, care simbolizează punerea pe Pământ al Mântuitorului Iisus Hristos. Fără acest Sfânt Antimis, nu putem să sfârșim Sfânta de Antimis. Este o condiție esențială de a obține pentru a putea să sfârșește Sfânta de Antimis. Deci, iată, iubiți credincioși, că această perioadă
este o perioadă deosebită în care trebuie să înțelegem taină, care trebuie să înțelegem mistic sensul jertfei Mântuitorului Iisus Hristos de pe cruce. Bucuria aceasta a sărbătorilor este o bucurie doar legată de un anumit moment de festivitate sau de aducerea aminte sau de tradiții, ci ține de taina credinței noastre. Iar taina credinței noastre presupune și cunoașterea și înțelegerea. În primul rând trebuie să cunoaștem viața și activitatea Mântuitorului Iisus Hristos. Trebuie să cunoaștem Cuvântul Evangheliei. Trebuie să cunoaștem ce înseamnă credința noastră, pentru că, în esență, credința este adeziunea liberă și conștientă a omului către Dumnezeu. Iar noi venim iubiți credincioși la Sfânta Biserică pentru a înțelege că ceea ce facem are o împărăție de Dumnezeu. De aceea, noi cei de astăzi înțelegem mai mult decât au înțeles cei care l-au întâmpinat pe Mântuitorul Iisus Hristos acum 2000 de ani, pentru că noi înțelegem, de fapt, din taina creștinismului. Dacă citim Evanghelia, Scriptura, și ne raportăm la ea foarte din punct de vedere istoric, în vremea respectivă era, nu știu ce, guvernator, nu știu ce context politic, nu știu ce context istoric, și rămâne doar acolo, nu vom înțelege nimic din taina credinței. Va fi o carte de istorie. Istoria, bineînțeles, este importantă pentru că ne ajută să înțelegem contextul. Dar noi trebuie să vedem Evanghelia lui Hristos dinăuntru ei. Trebuie să înțelegem sensul ei, căutându-l în viața noastră. Pentru că fiecare dintre noi, iubiți credincioși, venim la Sfânta Biserică și nu ne contaminăm cu credință. Credința aceasta nu o primim doar pentru că ne atingem de cineva. Credința este pentru că înțelegem, pentru că avem o căutare, pentru că avem o raportare, pentru că ne uităm în inima noastră și pentru că ne vrem în Dumnezeu să ne vedeți. Taina aceasta a credinței este taina care ne animă viața în fiecare zi. Învierea Domnului nostru Iisus Hristos este învierea noastră, dar trebuie să începem în același timp că nu putem să culegem valoarea acestei învieri dacă nu înțelegem și jertfă. De aceea, iubiți credincioși, în perioada aceasta, care ne-a mai rămas de o săptămână, până la Marele Praznic, cel mai mare praznic, cele mai mari sărbători, sărbătoarea sărbătorilor, învierea Domnului nostru Iisus Hristos, în această săptămână, să căutăm, nu doar să ne pregătim, ținând post de la nivel, având un regim alimentar deosebit, să căutăm să citim mai mult Cuvântul Evangheliei, să citim mai mult cărți care ne luminează înțelegerea tainei Bisericii și, cel mai important, să trăim credința pe care avem. Credința aceasta pe care avem trebuie să fie trăită, trebuie să fie lucrată. Iar această lucrare a ei se face în Sfânta Biserică prin rugăciunea pe care fiecare dintre noi înalță către Dumnezeu. Cum poți să-L iubești pe Dumnezeu, să spui că iubești pe Dumnezeu, dar pe care nu-L vezi, dar pe fratele tău pe care-L vezi în rugăciune? Și să iertăm toate pentru Dumnezeu. Tuturor celor care au greșit să iertăm, așa cum spune în rugăciunea Tatăl nostru și ne ia pe greșelile noastre, precum și noi pe greșelile. Asta înseamnă să fim sinceri în fața lui Dumnezeu. Să facem această mărturisire nu declarativă, nu senzorială, bazată doar pe o emoție de moment, ci să o facem din inima noastră. Din inima noastră să facem această mărturisire. Iar ea să ne schimbe viața, independent de ce se întâmplă cu cel de pe noi. Să nu începem cu el îndreptarea, să începem cu noi, îndreptarea noastră de ce se îndreaptă către cel de lângă noi, considerând că el trebuie să schimbe ceva. Prima schimbare de sănătate și noi trebuie să o facem. Prima judecată trebuie să o facem cu noi înșine. Iar judecată ce de noi, de lângă noi, să o lăsăm în seama lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este
este cel care are această cuvânt al vieții. Să căutăm ca sărbătorile să ne fie cu pace, să căutăm ca sărbătorile să fie un popas duhovnicesc, iar bucuria pe care avem cu cei dragi în jurul meselor, acasă la noi sau unde mergem, la restaurante sau unde ne petrecem timpul de după liturghie, să fie de fapt o continuare a acestei comuniuni de bine pe care avem cu Sfânta Biserică. Lumina aceasta, Duhul acesta pe care trăim aici în biserică, să nu fie doar un timp petrecut aici. Și ea trebuie să continue și timpul pentru această biserică de joși. Să ne rugăm cu Dumnezeu să ne lumineze, să ne aducă pace, să ne aducă dar, iar bucuria aceasta a petrecerii celor 40 de zile de post se reprezinte un pas încurajator spre această săptămână deosebită, care înseamnă taina crucii Mântuitorului Iisus Hristos și taina voastră, taina Bielei lui Hristos și a Bielei voastre. Amin. Doamne Dumnezeu nostru, care șezi pe termin, Cel ce a dat puterea Ta și ai trimis rămâna Fiul Tău, pe Domnul Domnului Iisus Hristos, ca să mântuiască lumea prin crucea, prin provare și prin învierea Sa, căruia pe Tine putem să ne spre mântuirea cea de bună voie cu Bogul care și dea în Dumnezeu și ca toții, cu semnele de Cristina, pe comandă și cu părbărini, iar pe veste învierea mea,
Cristian alături de noi, cu care vă rog o echipă minunată, cu care știm să zâmbim, știm să muncim și știm să slujim împreună lui Hristos și oamenilor și să vă aducem speranță, bucurie, încredere și curaj în această viață. Părinte Florin, așa cum este de fiecare dată, oricărui colega nostru de ziua onomastică, vă spun că ne bucurăm că suntem contemporani cu dumneavoastră, că slujim împreună, că ne-a dat Bunul Dumnezeu ocazia să ne întâlnim în această viață, nu doar ca niște cunoștințe de preoții bucurești, ca împreună slujitori, să dea Bunul Dumnezeu să descoperim calități de-a lungul vieții din ce în ce mai multe și virtuți din ce în ce mai multe. Încă suntem destul de tineri și mai avem multe de învățat. Să nu ne schimbăm, să nu ne stricăm ceea ce este bun, să nu ne dăzim întotdeauna bunătatea și cea frumoasă din noi. Ne bucurăm că cunoaștem pe omul Părintele Florin, pe colegul și prietenul nostru. La mulți ani! Dumnezeu să vă mulțumesc!